Astăzi o să vă arăt cum să faceți o topă, recetul din videoclipul. Pentru a face topă aveți nevoie de niște hârtie colorată, un scotch, foarfecă, un cuțit sau un cutter și de o găleată. Scoatem capacul la găleată, punem așa, o întoarcem și rupem partea de jos cu un cutter sau un cuțit. Și, da. După aia rupem și alea, de ei găleata cu mâna. Luăm foile, alegem culorile, eu am ales un roșu cu portocaliu. Și cam așa a fost. Punem acolo, punem, ca să nu se vadă alb urât, punem culorile alea, foile, lipim cu scotch, nu tăiem cu farfeca, ci punem, nu știu, undulăm pe acolo, le punem acolo. Ceva în genul ăsta. Bun, după aia mai punem una de roșii. Eu nu am mai avut foi roșii, așa că am pus un portocaliu. Portocaliu pe partea aia albă. Și da, uite, ceva în genul trebuie să faceți și voi. După cum am zis, puneți foaia portocalie. Puneți ca celelalte și cam așa a ieșit. Acum o să fie partea cea mai interesantă. Punem scociul ca să se audă toba, ca să fie tobă. Punem scociul așa, în formatul ăsta, facem un X și după aia în zonele libere punem din mijloc până în părți. Nu capăt în capăt, din mijloc până în părți, cum am pus eu în video. Vă las cu videoclipul și o să revin. Și cam așa este toba pentru colindat până acum. Mai trebuie să fac niște găuri pentru o funie și gata. Pasul următor este să luați un băț, îl tăiați. Dacă aveți deja două bețe mici, perfect. Eu nu am avut, deci am luat dintr-o numare, l-am tăiat cu un fierăstrău. Pentru cei care nu s-au prins, sunt bețele de la tobă, ca să bat în tobă, și cam așa au ieșit. Pasul următor, luați o funie, luați o bormașină, faceți două găuri pe părți, ca să băgați funia și funia să o puneți la gât, ca să nu țineți toba în mână cât colindați. Mie așa e mai bine și nu știu, așa îmi convine. Și cam asta este rezultatul, eu vă las cu sound testul. Like și follow.